Începem această ediție în mod tradițional, așa cum ne-am cam obișnuit să facem în ultima vreme și e îmbucurător faptul că acest lucru se întâmplă deja de ceva timp. Vorbesc despre faptul că în fiecare seară de vineri suntem obișnuiți să luăm legătura cu colegul nostru, istoricul Sergiu Musteață, care de fiecare dată are grijă să ne povestească lucruri care să ne ajute să înțelegem mai bine istoria, să înțelegem mai bine anumite fenomene istorice care, deși s-au petrecut odată, cu siguranță că ne pot influența și astăzi. Așadar, eu îl salut în continuare pe Sergiu. Sergiu, bună seara! Îți mulțumim că ți-ai făcut timp pentru noi în această seară. Bună seara și bine v-am regăsit! Sergiu, mulțumesc că pentru invitație, da? Voiam să menționez faptul că este o zi până la urmă cu o încărcătură emoțională aparte. Astăzi este ziua și, de fapt, este și emisiunea în care noi o să abordăm mai multe subiecte, dar o să ne concentrăm în mod special pe faptul că astăzi este zi de doliu național. Eu aș vrea foarte mult, Sergiu, să ne spui despre ce vorbim astăzi și o să fac o paranteză. Vreau să vă felicit, să te felicit pe tine și colegii tăi, pentru că lucrările, săpăturile de la Soroca, vorbim aici despre castelul Soroca, despre care am tot discutat în ultima vreme, s-au încheiat și cu siguranță că rezultatele sunt mai mult decât îmbucurătoare. Sergiu, despre ce discutăm în această seară? Mulțumesc foarte mult pentru felicitare. Într-adevăr, am încheiat șantierul arheologic. Asta nu înseamnă că am încheiat cercetarea. Urmează o altă etapă, lucru de laborator, analiza celor descoperite, care sunt foarte îmbucurătoare, sunt foarte originale în comparație cu ce a fost și anii trecuți. Și bineînțeles că noi vom reveni asupra castelului Soroca, istoria acestuia, dar și rolul și perspectiva valorificării adecvate a acestui monument construit de importanță europeană, aș zice eu. Astăzi nu ne-am înțeles în contextul acestei zile de doliu național, dar vom discuta despre un subiect care la fel poate fi calificat într-un context al doliului, deoarece vom discuta despre o biserică dispărută din Chișinău. Nu doar una, au dispărut mai mult în contextul regimurilor politice. Iar astăzi aș vrea să vă prezint câteva aspecte din istoria Bisericii Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel din Chișinău, care are o istorie tragică, care are de fapt un loc deosebit în istoria localității, în partea centrală a Chișinăului, dar și, să zicem, în sistemul ecleziastic al Moldovii și al Basarabiei în mod special. În acest context, eu vom mai discuta despre istoria și arheologia acesteia zilele următoare, astăzi doar puține date despre istoria acesteia. O biserică care este cunoscută aici în secolul al XIX, în mod special, deoarece aici a avut, să zicem, în apropierea ei sediul mitropolitul Basarabiei, Părnulescu Bodoni, dar și prin decretul pe care l-a semnat sau acea dispoziție pe care a semnat-o la 1812, biserica, o biserică parohială la prima vedere, deci Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, devine catedrală. Prima catedrală sau așa numitul sobor vechi. Deci de până la construcția noii catedrale, care astăzi este cumva un simbol al Chișinăului, care a marcat și este importantă în structura urbană a capitalei noastre, dar anterior și începuturile acestui sistem ecleziastic al Basarabiei l-a avut anume, deci, Biserica Sfinților Arhanghel Mihail între 1812 și 1836, până a fost dată în exploatare noua catedrală. Deci, o biserică, să zicem, obișnuită, în stil moldovenesc construită. Date privind construcția acesteia sunt mai multe, deci este o pisane care a fost descoperită și care spune foarte clar că această biserică a fost edificată la 1806 pe locul unei alte biserici cu hramul Sfântul Nicolae, dar istoricii s-au pronunțat la acest capitol, mai multă lume a scris și în perioada interbelică și în perioada, să zicem, recentă. Avem câteva studii care se referă la istoria bisericii și au discutat despre modul în care biserica cu hramul Sfântul Nicolae la o anumită etapă de timp a devenit și biserică monahală, la o anumită etapă de timp și-a schimbat hramul bisericii din Sfântul Nicolae în
Arhanghelii Mihail și Gabriel. E o polemică întreagă și nu voi intra în detalii deoarece sunt publicații la acest subiect. Eu aș vrea dar să mă opresc la faptul că în 1836, după ce cumva și-a schimbat administrația sedul mai spre centrul Chișinăului, biserica revine la normalitate. Revine ca biserica parohială și cât ar fi de strane, documentele de mai târziu ne confirmă că această biserică a sărăcit în comparație cu alte biserici care existau în Chișinău și probabil sărăcia aceasta este legată de starea generală a Basarabiei, starea generală și probabil a legăturii între biserică și Ienoreaș, a faptului că a trecut serviciul divin în limba rusă și multe alte circumstanțe care probabil au marcat istoria acestui spațiu. Însă, în acest context, ne amintim despre faptul că în preajma bisericii erau și alte câteva construcții. Una din acestea, la fel destul de simbolică, așa numitul palat din preajmă, unde a avut sediul primii ani cât a staționat, când a venit la Chișinău în fruntea episcopiei, deci Gabriel Bănărescu Bodoni, până a trecut în partea, să zicem, în clădirea nouă, care și ea a fost demolată, unde astăzi este Piața Marea Adunării Naționale și clădirea Guvernului, sediul acestei clădiri, acestei instituții importante, care a fost, din păcate, demolată în contextul autorităților comuniste de după cel de-al doilea război mondial. Revenind la biserică, istoria ei este destul de tragică, deoarece după război, administrația sovietică a încercat pas cu pas să minimalizeze rolul și prestația ei. Inițial, puterea sovietică a considerat că nu sunt ienoreași și biserica trebuie închisă, iar la ceva timp, ea, în 1959, cumva este scoasă din registrul monumentelor istorice, care era făcut imediat după război în 47 și pas cu pas, practic în câțiva ani, ea este scoasă din circuitul atât religios cât și cultural, a fost transmisă în administrația unei instituții ca depozit, deci este transmisă, spre exemplu, editurii de ziare a Moldovei în 1959-60, însă cumva parcă a fost salvată, transformată chiar și în depozit, a fost salvată, dar nu s-a oprit aici, deoarece în contextul restructurării urbane, deci în preajmă, în 1960, apare acel monument dedicat comsomoliștilor și acel bulevard cunoscut al tineretului, astăzi Grigore Vieru, a lărgit spațiul acesta, dar biserica rămâne în picioare, însă în același an, în 59, Consiliul de Miniștri al RSS Moldovenești a emis o hotărâre prin care cer excluderea catedralei din lista respectivă a monumentelor și din circuitul religios, deoarece consideră că nu este importantă, ea trebuie cumva marginalizată și valul acesta al puterii sovietice de a lichida, de a închide biserici, interesante sunt argumentele din 60 când spun că în preajmă la 2 km mai este o biserică, în Chișinău mai există alte 5-6 biserici funcționale, deci asta trebuie închisă deoarece nu are locuitorii nu au interes și de fapt locuitorii nu sunt împotrivă, deci nu s-au împotrivit și nu au cerut redeschiderea și oficierea serviciului de vină în această biserică, cumva au dat responsabilitate pe seama locuitorilor din preajmă. În așa fel, practic, din 60, biserica este scoasă din circuit, însă cel mai grav s-a întâmplat 3 ani mai târziu, în 1963, când biserica a fost demolată. Localnicii își amintesc, sau în memoria orală și în memoria orașului, oamenii spun că timp de 3 zile s-au chinuit administrația orașului să demoleze biserica. Clopotele erau scoase ceva mai înainte și practic în 63 au demolat biserica și toate celelalte clădiri. Paradoxal, în 41 biserica n-a suferit. Ea nu a fost aruncată în aer cu multe alte clădiri la retragerea administrației și armatei sovietice. Paul Mihail, parohul bisericii care revine la Chișinău după eliberarea Basarabiei, spune că în altar a găsit o bombă care a fost dezamorsată și în felul acesta biserica cumva a scăpat de acea ruinare care era planificată de administrația sovietică, dar totuși s-a împlinit acea intenție în 63, puțin mai târziu, și astăzi, practic, este dispărută din memoria orășenilor, deoarece în acel loc a fost construit cinematograful Moscova, astăzi Teatrul Eugen Ionescu, și puțină lume mai știe că sub fundațiile Teatrului Eugen Ionescu, de fapt, sunt urmele acelei biserici, iar în preajmă,
cinematografului, există și urmele palatului unde a locuit Bănulescu Bodoni și care a fost și sediul Muzeului Bisericesc. Dar despre Muzeul Bisericesc vă povestesc data viitoare, deoarece noi inițiem cercetarea arheologică a acestui spațiu și cu siguranță săptămâna viitoare vom avea și câteva date de ordin arheologic ca să vă arătăm ce a rămas din ruinele Muzeului Bisericesc. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună tuturor și îndemnul meu rămâne ca de fiecare dată. Învățați istoria că ne ajută să fim mai buni și să ne înțelegem mai bine între vecini. O seară bună tuturor! Sergiu, îți mulțumim foarte, foarte mult, dar nu pot să te las să ne lași sau să pleci. Înainte de a te întreba și a reveni pentru scurt timp la ceea ce s-a întâmplat la Soroca, ce urmează? Din moment ce ne spuneai că lucrările pentru anul acesta s-au încheiat, ce urmează să se întâmple cu toate descoperirile făcute acolo? Mă refer la toate obiectele propriu-zise găsite. Dacă ați urmărit atent, noi am informat opinia publică ce am făcut acolo. Pietrele descoperite au fost puse într-un cazemat, ele au fost curățate, au fost înregistrate și urmează ca să fie valorificate într-o eventuală expoziție și lapidarium care se cere a fi în Castelul Soroca și în contextul sălilor de expoziție care vor fi amenajate. Celelalte bunuri sunt în laborator, deci noi le vom analiza, procesa și după ce vom face raportul arheologic, ele vor fi întoarse Muzeului de Istorie și Etnografie de la Soroca, care sperăm la fel să le valorifice în expozițiile ce urmează a fi după renovarea cetății, să zicem, dar practic cetatea intră în zona de restaurare și cred că un an jumate, poate chiar doi, vor fi lucrări de reabilitare pe alocuri conservare, restaurare, iar pe alte locuri, deci se planifică chiar și restaurarea unor structuri de lemn pentru a, să zicem, apropia mai aproape omul, vizitatorul, de ceea ce a fost în perioada medievală târzie. Cât de bine vom reuși sau cât de bine vor reuși arhitecții împreună cu echipa, vom vedea, deci în primăvara anului 2023 se preconizează redeschiderea castelului. Sergiu, mulțumim foarte mult pentru timpul acordat în această seară. Te mai așteptăm cu mare plăcere de fiecare dată. Mult succes! Mulțumesc!